Amin. Și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin. Iubiții Domnului, și în această binecuvântată dimineață este un har măreț să fim la închinare, să fim la părtășie. Și meritul este al Domnului și nu este al nostru, pentru că bunătatea Lui este atât de minunată. Vă invit pentru câteva momente să ne ridicăm în prezența Lui Dumnezeu și să deschidem cuvântul Scripturii, cuvântul Bibliei, la prima carte a lui Samuel, capitolul 12, vom citi de la versetul 21 până la versetul 25. Pagina în Sfânta Scriptură 302, în prima carte a profetului Samuel, capitolul 12, de la versetul 21 până la versetul 25. Și cuvântul Dumnezeu spune așa: Nu vă abateți de la el, altfel ați merge după lucruri de nimic care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Da. Domnul nu va părăsi pe poporul lui din pricina numelui lui cel mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul lui. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășură El printre voi. Dar dacă veți face răul, veți pieri voi și împăratul vostru. Amin. Vă invit să vă reașezați. Viți oamenii lui Dumnezeu, este un har binecuvântat și în această dimineață să fim la părtășie, să fim la închinare împreună cu toți. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare măreață pe care El a făcut-o pentru noi. Amin. Am dat citire acestui text, un text extrem de frumos, un text pe care cred că l-ați mai citit și sunt sigur de lucrul acesta. Însă la un moment dat, citind textul acesta, m-am dus cu gândul la câteva lucruri extrem de importante. Vedeți, în versetul acesta, în versetul 21, primul verset pe care l-am citit, spune așa: Nu vă abateți de la el, altfel ați merge după lucruri de nimic. Și asta și m-am gândit și am meditat asupra acestui verset și m-am gândit care ar fi lucrurile acelea de nimic. Vedeți, există câteva lucruri în viața aceasta, lucruri mici, dar sunt greu de împlinit. Sunt și multe lucruri care, într-adevăr, așa cum spune textul, sunt de nimic, sunt de folos. Însă, în relația noastră cu Dumnezeu, în relația noastră cu viața noastră pe pământul acesta, există câteva lucruri extrem de importante pe care noi cam le tratăm cu indiferență. Sunt lucruri mici, dar de o reală importanță. Și mă rog în această dimineață lui Dumnezeu ca să ne dea putere și lumină la nivelul minții, la nivelul inimii, să înțelegem că trebuie să dăm o reală importanță cuvântului lui Dumnezeu și a vieții trăite cu El. Acele lucruri care de multe ori noi le tratăm cu indiferență ne pot afecta relația noastră personală cu Dumnezeu. Ne pot duce să ne depărtăm de Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, mă rog lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune și vă voi aduce înaintea dumneavoastră câteva lucruri pe care de multe ori omitem în relația noastră personală cu Dumnezeu să le punem în aplicare. Primul lucru pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este faptul că ascultarea de limitele lui Dumnezeu. De multe ori fugim de această ascultare de limitele lui Dumnezeu. Ne uităm în Geneza, capitolul 3, cu versetul 6. La un moment dat, Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva, parte bărbătească și parte femeiască. Și când Dumnezeu a hotărât să îi așeze în grădina Eden, Dumnezeu le-a dat o limită. Și le-a spus așa: aveți voie să mâncați din toți pomii aceștia care sunt în grădină, doar de unul singur, să nu vă atingeți. Este vorba despre pomul cunoștinței binelui și răului. Problema care a fost? Că femeia a trecut de limita pe care Dumnezeu a pus-o. Dumnezeu le-a dat această poruncă: n-aveți voie să mâncați din acest pom. Însă femeia s-a lăsat înduplecată, s-a lăsat amăgită de vrăjmașul, de diavolul care a luat un chip de șarpe și astfel a trecut de limita lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu în dimineața aceasta să reverse binecuvântarea peste noi. Amin. Să înțelegem că ascultarea de limitele lui Dumnezeu este atât de importantă. Orice în lumea aceasta ce este păcat, este interzis pentru viața noastră. Și când spun lucrul acesta,
O spun pentru că păcatul aduce moarte. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea în viața noastră. Este important ca noi, ca oameni al lui Dumnezeu, ca oameni care suntem pocăiți de atâția ani și venim aici în locul acesta, ne închinăm, ne rugăm, cântăm, este un lucru frumos. Dar cât de important este ca plecând de aici, în societate cu oamenii, cu cei care conviețuim, să fim foarte atenți. Că trebuie să fim oameni ascultători de Dumnezeu. Și când Dumnezeu ne spune nu la păcat, noi să spunem nu la păcat. Pentru că s-ar putea de multe ori păcatul acesta să ia întâietate în viața noastră. Apostolul Pavel spune în Evrei, capitolul 12, cu versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu unor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înconjoară și ne înconjoară așa de lesne. Păcatul acesta care de multe ori vrea să vină la nivelul vieții noastre, la nivelul inimii noastre, păcatul acesta care a distrus familii întregi, care a distrus vieți și relații personale puternice cu Dumnezeu. Pentru că El ușor ne înfășoară, apoi mâine ne înfășoară și mai tare, apoi mâine și mai tare, până ne prindem mreajă și vedem că ne-a depărtat de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și să fim oameni ascultători. Pentru că Dumnezeu ne-a trasat această limită. Și această limită trebuie să o punem în viața noastră. Să spunem nu concret la păcat și aceste nu este voia lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, un alt lucru extrem de mic, dar greu de împlinit, pe care cu greu îl împlinim în viața aceasta, este tocmai supunerea față de regulile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere la fiecare dintre noi să fim niște oameni supuși. Să ne supunem voii Lui. Dacă voia lui Dumnezeu cu privire la noi este să fim sfinți, să fim sfinți cu adevărat, să ne supunem voii lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, este cu privire la voi sfințirea voastră. O sfințire de plină. Dar totuși, ce înseamnă a fi sfânt? Ce înseamnă a fi un om neprihănit? Un om sfânt sau un om neprihănit înseamnă a fi un om fără păcat. Ca în viața aceasta să fii atent la felul de trai, la felul de vorbire, la felul de portare cu oamenii din societate, acolo unde Dumnezeu te-a așezat, acolo unde Dumnezeu te-a pus. Ești oare o lumină? Ești un om supus față de Dumnezeu în societate? Ești un om care arată chipul slavei lui Dumnezeu? Vedeți, Dumnezeu, în momentul când a creat omul și femeia, a investit în ei acest chip al slavei. Însă, prin păcat, omul n-a fost în stare să-și păstreze acest chip pe care Dumnezeu l-a pus în ei. Mă rog lui Dumnezeu ca în această dimineață să ne facă o cercetare la fiecare dintre noi. Și să ne verificăm, să ne cercetăm acolo unde este păcat în viața noastră. Acolo unde este fără de lege. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea putere să ne mărturisim păcatele noastre. Să ne mărturisim starea noastră înaintea Lui. Și astfel să fim niște oameni sfinți, să fim niște oameni neprihăniți. Un alt lucru pe care îl voi aduce în atenția dumneavoastră, un lucru de asemenea greu de împlinit, dar este un lucru extrem de mic. Și anume, împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Și această poruncă a lui Dumnezeu este tocmai cum vă spuneam, sfințirea. Omitem de multe ori în viața noastră și ne ferim de aceste porunci ale lui Dumnezeu. Vedeți, dacă în vechime Dumnezeu l-a trimis pe Moise cu cele 10 porunci și astfel poporul Israel a văzut care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața lui, cu privire la existența lui pe pământul acesta, cu toate acestea, poporul a cochetat cu păcatul. Și să știți că și în vremea noastră în care noi suntem aici, pe pământul acesta, așezați de Dumnezeu, în acest colț de țară, binecuvântat înaintea lui Dumnezeu, să știți că noi ca și oameni omitem de multe ori să fim ascultători de poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu sunt legea. Noi trebuie în fiecare zi să fim atenți la ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, la ceea ce Dumnezeu ne-a dat de făcut, cu alte cuvinte. Și anume, să fim împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Un alt lucru pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră, extrem de greu de împlinit, dar totodată un lucru mic, și anume, oferta iertării. Omitem de multe ori printre noi să dăm iertare celor din lume, celor din poporul lui Dumnezeu și ne cuprinde un sentiment de răutate, ne cuprinde un sentiment de viclenie și fugim de această iertare. Haideți să ne uităm un pic în epistola lui Pavel către Coloseni și să deschideți împreună cu mine la capitolul 3. Un capitol extrem de frumos, extrem de important, Coloseni, capitolul 3. Și uitați ce spune apostolul Pavel în această epistolă frumoasă, extrem de frumoasă. Și uitați-vă, în versetul 14 din capitolul 3 spune așa: dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșire.
Pacea lui Hristos la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Uitați cum spune, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura desăvârșirii. Să mă îmbrac cu această haină a dragostei, cu această haină a iubirii. Să fiu gata atunci când un frate sau o soră din biserică mi-a greșit. Să pot să-l înțeleg și să trec cu vederea, să merg mai departe. Să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea putere să pot să-l iubesc chiar dacă el mi-a greșit. Chiar dacă el a fost nedrept față de mine. Eu am datoria, conform cuvântului lui Dumnezeu, să vin înaintea lui, să îi spun că l-am iertat și cu adevărat să-l iert și să merg mai departe împreună cu el, pentru că este fratele meu în Hristos. Să știți că trăim o vreme când poporul lui Dumnezeu este plin de răutate. Când vedem prin biserici că răutatea aceasta face ravagii între frați, între surori, nu mai există iertare, nu mai acordăm iertare, nu mai oferim iertare celor care ne-au greșit. Ori Dumnezeu ne-a chemat să fim oameni răi sau să fim oameni care să ne dușmănim unii pe alții, nici de cum, ci Dumnezeu ne-a chemat și pe mine și pe dumneavoastră să fim oameni care să oferim iertare, să oferim cu adevărat iubire celor care probabil că sunt înzestrați cu un gram mai puțin de înțelepciune decât tine. Mulțumește lui Dumnezeu și bucură-te că te-a înzestrat cu înțelepciune ca să poți să ierți și să poți să mergi mai departe. Dumnezeu să-ți dea putere, Dumnezeu să-ți dea putere la fiecare dintre noi. Și un alt lucru pe care aș vrea să-l aduc în atenția dumneavoastră și apoi să ne rugăm, și anume renunțarea aceasta la lucrurile de nimic. Exact cum spune versetul 21, primul verset. Nu vă abateți de la el, altfel veți merge după lucruri de nimic care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Câtă importanță oare acordăm lucrurilor spirituale, lucrurilor importante din viața noastră? Dacă vă veți uita cuvântul lui Dumnezeu și mai ales în cartea Geneza, de la capitolul 6 veți vedea că la un moment dat Dumnezeu a găsit pe Noe un om neprihănit. Din toată generația respectivă a fost singurul om care a fost neprihănit și a avut trecere înaintea lui Dumnezeu, el și familia sa, pentru că Dumnezeu l-a găsit neprihănit. Pentru că omul acesta a acordat importanță lucrurilor spirituale. Poate că vă veți întreba, oare de ce generația trecută a fost nimicită prin potop? Oare de ce generația trecută a fost omorâtă de Dumnezeu? Pentru că este o întrebare care de multe ori a făcut multe caracteristici. Și aș vrea să vă spun de ce. Pentru că generația trecută a fost nimicită prin potop, pentru că a fost o generație preocupată de lucrurile acestea, tocmai de lucrurile de nimic. Totuși îl vedeau pe Noe că construiește această corabie. A construit Noe acea corabie măreață și, ba din contră, râdeau și își băteau joc de Noe. Însă vreau să vă spun, s-ar prea putea în viața aceasta să acordăm importanță lucrurilor de nimic care sunt pieritoare și trecătoare și să nu acordăm importanță lucrurilor spirituale pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul Scripturii. Hrăniți-vă cât mai este timp. Cum era și cântarea cântată de acest grup binecuvântat din biserică. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Căci este o vreme când Dumnezeu se lasă descoperit și de mine și de dumneavoastră. Însă eu trebuie să-L caut cu toată inima și să ofer importanță lucrurilor care sunt de natură spirituală, lucrurilor care îmi dă viață, lucrurilor care mă întăresc. Pentru că ce folos din toate aceste lucruri să trăim o viață pe pământul acesta așa, apusă, și să nu trăim o viață după cuvântul lui Dumnezeu, așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Sunt câteva lucruri pe care vi le-am prezentat, sunt câteva lucruri mici, dar greu de împlinit. Se pare că tot mai greu este să împlinim aceste lucruri, și anume, să ascultăm de Dumnezeu este un lucru greu. Și apoi, să ne supunem față de Dumnezeu este iarăși un lucru greu. Ni se pare nouă că sunt lucruri grele, dar ele sunt în natura lor lucruri ușoare. Dumnezeu n-a cerut imposibilul, ci Dumnezeu a cerut ca noi să ascultăm de voia Lui. Amin. Voia Lui cu privire la noi este sfințirea noastră și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne ridicăm și ne rugăm lui Dumnezeu. Amin.